Dragi prieteni, bună regăsire, vă spun, la o nouă emisiune, așa cum v-am promis, cu părintele Anton Despinescu. Continuăm discuția noastră începută săptămâna trecută, dar vreau să o continuăm după ce îmi răspundeți la o întrebare. Ce mai faceți, părinte? Și știți de ce vă întreb acest lucru? Pentru că mi-ați zis în culise, înainte să începem emisiunea, că răspundem de multe ori superficial la această întrebare cu o însemnătate atât de mare. Cum răspundem unui om care ne întreabă ce faci? Se poate răspunde în mai multe feluri, așa cât mi-am însușit eu modalitatea asta de a răspunde la întrebare, ar fi cam vreo 5 variante. Ultima am început să o folosesc de vreo 2-3 luni încoace. În urma unor meditații deosebite, prima care am folosit-o în calitate de creștin, și o recomand oricui ca răspuns la întrebarea ce faci, mulțumesc Domnului de îndurare și ție de întrebare. Frumos și simplu. Corect. Bun. Mai este și a doua, foarte laconică și foarte practică, un singur cuvânt. Ce faci? Normal. Înțelegând prin normal acea etapă din viața unei ființe umane, unde sunt și plusuri și minusuri, de care suntem conștienți și avem de făcut față tuturor. De exemplu, dacă cineva mă întreabă pe mine în etapa în care mă aflu, ultima etapă, conform biologiei, biologii spun că viața omului este de 5 ori vârsta de maturizare. Și cum această vârstă ar fi cam 20 de ani, 5 ori 20, 10%. Bun. Să o ajungeți, părinte, vă doresc. Așa. Dacă e cu îndurarea Domnului. Exact. Și deci, dacă spun normal, am înțeles plusurile și minusurile, cum se văd. A treia întrebare este șugubață. Am fost 7 ani jumate paroh la Huș. Și acolo, fiind o comunitate catolică izolată, cea mai apropiată comunitate catolică este Răducăneni, la 40 de kilometri. Mai sunt 2 filiale, Vasluiu și Bârladu, mici, tot așa la distanță de 50 de kilometri. Fiind acolo ei singuri, este o parohie cam compact catolică, un cartier al Hușului numit Corn. Dar majoritatea sunt ortodoxi în oraș. Avem și catolici în oraș, dar în Corn. Și acești oameni de acolo și-au format o cultură a lor, o mentalitate a lor, un comportament deosebit. Așa încât atunci când un tânăr întreabă pe unul mai în vârstă, dar cu un ton care ar putea aduce a o bășcălie ceva, ce faci, unchiule? Bătrânul se zizează acest ton, îl măsoară pe cel tânăr și îi spune: apoi măi nepoate, fac și eu, ce nu fac 1000 de morți. Șugubăți răspuns într-adevăr. Așa. Și a patra variantă, pe care mi-a spus acum vreo un an și ceva în urmă, un cadru universitar emerit, care a avut multe lovituri în viața lui, a avut 2 băieți și amândoi s-au stins până în 30 de ani în urma unei poliomielite congenitale. Așa. Plus dificultăți la universitate, în societate. Și când l-am întrebat, ce faceți, domn profesor? Și mi-a răspuns într-un mod stoic: părinte, să știi că fac mai bine decât ar vrea alții să fac. Ce înseamnă să-ți induci, cum faci, mai ziceți, și a cincea, vă rog. Asta e mai recentă. Am stat eu și m-am gândit și v-am spus o leacă mai înainte de emisiune. Este un trinom, de asemenea, aș spune, existențial, care privește ființa umană așa cum a fost ea gândită și făcută
de atotputernicul și milostivul Dumnezeu, iubire. Pasărea e făcută să zboare, peștele să înnoate și omul să se roage. De ce? În calitate de creatură, este în strict dependență de creator, așa cum orice operă are autorul ei. Această carte care am dat-o are un autor. Așa și omul. Și această relație esențială între creatură și creator se mai numește religie, cuvântul latin religare, religio, și noi am zis religie. Iar în religie, elementul concret, cultic, este rugăciunea. Așa încât, dacă ne întreabă cineva ce faci, dacă răspunzi mă rog, răspunzi foarte corect, înțelegând rugăciunea, exact. Nu numai aceea când mă duc în biserică și stau în genunchi sau mă ascult o predică. Sau îmi zic în gând Tatăl nostru, Bucură-te Marie sau rugăciuni consacrate. Poate fi fiecare clipă a vieții noastre o rugăciune? Obligatoriu chiar, dacă vrei, din ce am spus mai înainte, dependența aceasta față de Creator care ne spune, sfinț să fiți, că sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru. Părinte, așa cum am zis și la emisiunea trecută, mi-a fost greu să-mi urmăresc parcursul pentru că sunteți într-adevăr o istorie vie și de fiecare dată îmi vine să vă întreb altceva decât ceea ce mi-am propus. Acum vreau, în schimb, să nu evităm o întrebare. Știu că ați cunoscut foarte multe personalități și aici vreau neapărat să îl amintim pe fericitul Anton Durcovici. Iată, sunt foarte puțini cei care au amintiri legate de acesta și v-aș ruga să ne bucurați și pe noi cu amintirile pe care le aveți despre acest fericit al timpurilor noastre. Da. L-am cunoscut în diferite ipostaze, având în București o mătușă cumnată de-a tatălui meu, mă duceam din când în când, pentru că aveam reduceri, gratuitate, 6 călătorii pe an, tatăl meu a lucrat la CFR. Și mă duceam deseori la București în vacanțe. Și, bineînțeles, seminarist fiind, frecventam Sfânta Liturghie chiar și în cursul săptămânii. Și unde? În Catedrala Sfântului Iosif din București. Și acolo ducându-mă, seminariștii de obicei, când se duc într-o biserică, se prezint parohului, preotului respectiv, care celebrează Sfânta Liturghie și își oferă serviciu de ministrant. Și așa făceam și eu. Și am avut ocazia, deseori fiind la liturghie, venea monseniorul Anton Durcovici, care era vicarul general al catedralei, era rectorul seminarului teologic de la București și multe alte obligații profesionale le avea. Și atunci l-am cunoscut prima dată acolo, în Catedrala Sfântului Iosif. Eram de acum cam prin clasa, cum ar fi a noua la seminar în timpurile noastre. Și mi-a făcut impresia de un om într-o chipare a lui Hristos, așa de introvertit, așa de atent, celebra Sfânta Liturghie cu atâta demnitate, cu atâta reculegere, nu mai vinea să iau ochii de la dânsul, îl urmăream pas cu pas, fiecare cuvânt și trebuia să răspund în anumite momente. Asta a fost atunci, în anii, să zicem, chiar înainte de al doilea război mondial. Către finalul, în ultimul an al războiului, al doilea mondial, întrucât aici la Iași au fost niște bombardamente distrugătoare, seminarul nostru a intrat și el în această stare de distrugere, încât nu s-au mai putut urma cursurile în toamna anul școlar 44-45. Noi eram decât două clase în seminar, clasa mea și o clasă cu 3 ani în urmă. Atunci nu se primea în fiecare an, erau posibilități mai modice și
printr-o șansă deosebită, printr-o favoare pe care ne-a oferit-o Arhiepiscopia de București, anul școlar, eram vreo 22 de elevi, ne-au primit să facem cursul anul școlar 44-45 împreună cu seminariștii bucureșteni, dar nu în București, în clădirea etajul 2 rezervată seminarului, ci pe Valea Timișului, în localitatea Timișul de Jos, unde Arhiepiscopia avea o clădire mare cu două etaje, clădire de vacanță. Și pentru seminariști, și pentru preoți, exerciții spirituale și câte altele. Și ne-au primit acolo, la Timișul de Jos. Am urmat cursurile clasei a șasea, a zecea, cum ar fi acum. Și Monsignor Anton Durcovici era rector și profesor de filozofie. Filozofia scolastică se făcea în seminar în ultimii trei ani liceali, clasa 10, a 11 și a 12. Și dânsul ne-a inițiat în acest studiu al filozofiei scolastice, care este proprie bisericii noastre catolice. Iar acest om al lui Dumnezeu, că eu așa m-am definit, avem și o carte apărut în 2002 împreună cu Dănuț Doboș, Episcopul Anton Durcovici, o viață trăită pentru Dumnezeu și biserică. Așa se intitulează cartea. Nu știu dacă mai este încă în editura Sapiența apărut. Și acolo am prins figura acestui om al lui Dumnezeu ca preot, ca dascăl și după aceea, bineînțeles, ca păstor al diecezei noastre pe o perioadă foarte scurtă, numit în octombrie 47, arestat în iunie 49 și lichidat prin infometare în închisoarea de la Sighetul Marmației, ca un mucenic adevărat al lui Hristos, al credinței. Omul acesta era în stare, avea un dar, pot să spun un dar deosebit, de a-ți turna în cap cunoștințe. Era în stare să lucreze cu fiecare. Avea un spirit de observație, o psihologie, cum rar întâlnești, s-a apropiat de fiecare, dacă vedea că înțelege mai greu, cu toată răbdarea, mai repeta, îl punea să repete după dânsul, încât oricât de redus ai fi fost mental, ajungeai să-ți însusești cele necesare de a face față la un examen. Cu siguranță v-a fost model în această meserie de dascăl pe care ați făcut-o. Așa este, așa este. A fost un model indiscutabil. Cred că sunteți un fericit că l-ați cunoscut și i-ați fost aproape cumva, dar cred că a fost și o mare provocare pentru sfinția voastră, pentru că se spune că trebuie să învățăm de la cei din jurul nostru și să aplicăm și noi ceea ce ei fac bun. Cum a fost această misiune de a te apropia prin activitatea pe care o faci de un om care, iată, a devenit fericit? Niciodată nu o să putem spune că am devenit leit ca modelul. Avem și noi lipsurile noastre, lacunele noastre, nu suntem toți la fel, nu? Nici nu m-am considerat niciodată că aș fi nu știu ce as sau nu știu ce. Dar, să spun așa, m-am străduit după puteri și mai ales după împrejurări, pentru că formarea mea deja a fost supusă unor dificultăți majore. Când am intrat în seminar... De mic, știu că trebuie să le spunem prietenilor noștri că ați plecat în seminar de mic. Haideți să o luăm de la început. La ce vârstă ați plecat de acasă? Atunci se primea în seminar cu 4 clase primare. Aveam 12 ani, că am mers la școala primară, împlinisem 8 ani. Am avut 3 înaintea mea, o soră și 2 frați și numai tata lucra
cât ce era la atelier în Nicolina, mama avea de lucru cu trei năzdrăvani și o fată, cea mai mare din familie. Și am intrat în școală la 8 ani, am terminat-o la 12 ani. Și pentru că am avut această șansă, binecuvântare, privilegiu, aș spune, mama mea era o creștină din creștet până în tălpi, cu o ușancă de aceea energică, conștientă de misiunea ei de mamă și mai ales credința catolică iarăși bine întipărită în suflet și nu concepea copiii ei să meargă la altă școală decât aceea confesională. Și aici, la Iași, lângă catedrală, la stradă, la Colonel Langa, era o casă cu un etaj, școală primară, parohială, dată în grija măicuțelor Notre-Dame de Sion. Era liceul, ați auzit de liceul Notre-Dame de aici. Bun. Așa zis, ca un fel de ecole de pauvre. De ce? Pentru că la liceu mergeau fete din familii înstărite, care, bineînțeles, dădeau taxe frumoase și din venitul acela, măicuțele întrețineau și o clasă primară acolo pentru fetițe, acolo cu zavodă, iar aici pentru băieți. Noi eram numai băieți. Ne întâlneam duminica la liturghie în Catedrala Veche și ați văzut acolo băncuțele, cele de la mijloc, așa mici. Acolo era rocul copiilor, dreapta băieții, stânga fetițele. Bun. Și având o mamă așa de credincioasă și eu fiind cel mai mic, eram dus de mânuță la biserică, mă învăța rugăciunile, mă închina Sfântului Anton, la statuia Sfântului Anton, Sfintei Tereza la stânga, așa. Și normal, cu educația care am primit-o în școala aceasta confesională, când am terminat cele 12 clase, măicuța directoare a școlii primare, era o maică franțuzaică, alsaciană, era mai ceva decât un bărbat. Da? Energică, cu strângare ăștia de copii, trebuia așa ceva. Și ea a pus ochii pe 4 din elevii clasii ultime. De aici, din Iași, toți. Și pe 24 iunie, după ce se terminase anul școlar, era hirotonirea de 22 de preoți din promoția renumită, record până la cea vreme, de 33 de preoți, dintre care 11 au fost bursieri la diferite universități pontificale, iar 22 au urmat aici cursurile teologice, erau în grija călugărilor iezuiți aici, seminarul. Și am asistat, ne-au luat de mânuță și ne-au pus acolo în banca din față și am urmărit toată ceremonia hirotonirii acelor 22 de preoți de către primul episcop indigen, preasfințitul Mihai Robu. Bineînțeles, ea ne ținea în strict observație și ordine, ca să nu cumva să ne plictisim, să ne mai dăm coate, și stăteam și urmăream toate. După 2 săptămâni de la acest eveniment, măicuța spune, n-ați vrea să mergeți la seminar? Vi s-a adresat doar sfinției voastre sau nu, tuturor? Nu. Tuturor. Dar și părinților. Și părinților. Sigur că da, eram copii, nu? Și cu acordul părinților, mai ales a mamei, că tatăl voia să mă fac ofițer, dar mama voia preot. Și toți 4 am reușit. A fost examen de admitere, episcopul și încă vreo 2 preoți, directorul seminarului, și am intrat în seminar pe data de 12 iunie 1939, după ce cu ceva, câteva zile înainte, la 1 septembrie, începuse deja al 2-lea război mondial prin invadarea Poloniei de către Germania nazistă. Pe moment, noi n-am intrat, noi am intrat de abia în 1941, țara noastră.
Dar ca replică la această invadare durisimă din partea Germaniei, Anglia și Franța, care erau aliate cu Polonia, au intervenit în război. Deci, în felul ăsta, s-au început operații militare. Germania era cu mașina de război pusă la punct ultra la zi, încât în megalomania nazistă se spunea în 3 luni i-am pus cu votul pe labii pe toți. O să fie un blitzkrieg, un război fulger. Aiurea, gogoriță, pentru că război a durat 6 ani aproape. Așa. Lăsând la o parte partea istorică a războiului, care sunt amintirile personale pe care le aveți, trăirile pe care le simțeați în acele clipe de război? Hai să vă spun un episod foarte, am spune, melodramatic. Polonia invadată a făcut ca să nu poată face față mașinii de război. Și o parte chiar și din ofițerii polonești au emigrat, au venit la noi. Și cum rectorul seminarului era Monsignor Glaser, un german, polon, parohul Chișinău și protopon mai multe, i-a găzduit pe vreo 4 din ei pentru câteva zile. Și cum noi eram în seminar, eram într-o recreație, acești 4 ofițeri erau în curtea seminarului, era un nuc mare, falnic, vechi. Și acolo, sub nucul ăla, era o instalație de popice, dar nu obișnuite, așa cu un canal pe care dai, pui popicele și cu bila, ci locul popicilor era sub o creangă de care era legată o funie și bila de popice era la capătul funiei. Cel care intra în joc lua această bilă legată de funie la o distanță, ca o pendulă, trebuia să-i dea drumul să lovească popicile. Ei, ce să vezi, am intrat la rând și în loc să orientez bila spre popice, ea a luat-o razna spre banca unde erau așezați ofițerii ăștia. Din greșeală. Dintr-o greșeală, bineînțeles. Trebuie să precizăm, da? Și săracul, cel lovit de bilă, a început să strige. Sigur că l-a durut. Eu când am auzit cum strigă, m-am speriat în așa măsură încât am fugit. La vale acolo de seminar era încă un cimitir cu cavouri care a fost distruse după aceea și m-am ascuns acolo după un cavou. Am stat acolo preț de vreo ceas și ceva până s-a apropiat prânzul și vine pedagogul seminarului să mă caute, m-a găsit acolo și cum eu stăteam pitulat acolo, după cavou ăla, zice, hai, că nu s-a întâmplat nimic, eu trecut ofițerului, hai și tu la masă cu ceilalți. Și așa, și am aflat că nu s-a întâmplat nimic, așa mi-am revenit. A trecut cu bine acest moment. Episod, da. Haideți să depănăm cumva anii și să mergem în anul 1999, când vi s-a încredințat conducerea unui centru de cercetare. Nu? Preasfințitul Petru Gherghel v-a numit conducător al Departamentului de Cercetare Istorică. Da. Vreau să vă întreb cum a fost pentru simția voastră să lucrați cu preoți mai tineri, cum este părintele Fabian Doboș, cum este părintele Alois Moraru. Bănuiesc că aveați acele foi îngălbenite de timp și ei veneau cumva cu partea mai modernă, mai legată de tehnologie. Cum ați îmbinat aceste aturi ale lor, nu aturile tinereții și sfinția voastră cu experiența și bogăția culturală pe care o aveți? Primul lucru care a trebuit să... Atitudinea care... Aceea de înțelegere a unor tineri care se cuvine a fi îndrumați niște colaboratori care e bine să țină seama de niște repere, de niște norme de cercetare, nu? Mai ales că, din punctul ăsta de vedere al cercetării istoriei diecezei a catolicilor din Moldova, noi suntem încă niște pionieri.
am putea spune. Nu aveam, și nici acum nu putem să spunem că avem un adevărat înțeles al cuvântului, o școală renumită de cercetare cu niște somități. Noi suntem încă în perioadă de pionerat, având în vedere dificultățile întâmpinate în munca aceasta de cercetare. E o muncă foarte anevoioasă, care presupune multă răbdare, un vârstnic, parcă prin forța împrejurării, natura lucrurilor este mai răbdător, nu se grăbește. Nu se aruncă, nu? Nu se aruncă. Ei, bineînțeles că și toți acești colaboratori, și părintele Fabian, și mai des părintele Moraru, ei aveau și obligații pastorale. Părintele Moraru, de pildă, era vicar la Răducăneni și venea în timpul săptămânii câteva zile la arhivă, lucra împreună aici cu domnul Dănuț Doboș, iar mai încolo și părintele Fabian, dar părintele Fabian a avut ani de pregătire pentru doctorat la Roma. Părintele Moraru a avut și el posibilitatea să urmeze cursul doctorare la Viena, la universitate. A stat numai puțin timp, un an și ceva, și dânsul se simțea chemat mai mult, avea, să zicem așa, o înclinație pragmatică spre viața pastorală. Îi plăcea mult în pastorație, fără să neglijeze însă și cercetarea încă din seminar. El era, cum să spune, șobolan de bibliotecă, de arhivă. Înseamnă că i-a plăcut să scormonească prin arhivă, să caute... Chiar teza lui de absolvire a fost în legătură cu istoria seminarului și a trebuit să umble peste tot. Și aici, în Arhiva Episcopiei, dar mai ales aceea seminarului. Și de aceea chiar a scos cartea aceea așa voluminoasă, cu o mulțime de documente grăitoare, care ilustrează acest așezământ bisericesc numit seminar teologic. Pentru că discuția a ajuns în acest punct, vă propun să ascultăm ceva. Haideți să vedem ce. Vă rog. Mă bucur, părinte Anton, că și acum ne putem, iată, auzi în cadrul unei emisiuni deosebite. Și în câteva clipe doresc să vă transmit recunoștința noastră a celor mai tineri de la Departamentul de Cercetare Istorică pentru tot ceea ce ați făcut pentru istoria catolicismului din Moldova. Ne amintim sigur de multe momente în care am lucrat împreună, uneori poate și cu anumite scântei, cu anumite divergențe, diferență de ani, de mentalitate, de strategie tehnică, de strategie metodologică, dar ne-am dat întotdeauna seama că avem nevoie de experiența Sfinției voastre, avem nevoie de această arhivă vie pe care am avut ocazia de a o consulta, de a vă întreba și ne-ați dat întotdeauna răspunsuri atât de competente. Bunul Dumnezeu să vă țină sănătos, lucid și cu multe informații pe care să ne transmiteți nouă și tuturor celor pasionați de istoria catolicismului în Moldova. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră, pe toți, să ne binecuvânteze Dumnezeu cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Iată, părintele Aloys Moraru a ținut să vă transmită acest mesaj de recunoștință, așa cum chiar Sfinția lui a zis. Vă dați seama, părinte, câți oameni vă sunt recunoscători? Vă copleșește vreodată acest gând? Noi avem datoria, în spiritul unei realități evidente și adevăratei smerenii, să punem totul în legătură cu harul dumnezeiesc, cu ajutorul divin. Sfântul Apostol al Neamurilor spunea, sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Fără mine nu puteți face nimic, spunea Iisus. Și parabola aceea a viței și a mlădiților este cât se poate de grăitoare. Deci, atunci când facem ceva, reușim în ceva, spunem, mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat, m-ai luminat, m-ai susținut să-mi fac datoria. Și cel mai important lucru este să fii conștient totdeauna că ți-ai făcut datoria, că ai răspuns unei chemări practice de împărtășire a cuvântului dumnezeiesc altora, al tuturor celor care te ascultă,
cu receptivitate, cu efect practic creștin. Așa încât eu niciodată n-am avut această veleitate de a mă vedea cine știe ce vedetă. Nu. Eu m-am văzut atât că trebuie să fiu un om al datoriei. Poate că aș fi avut și reușit în cariera militară. Dacă ați fi urmat îndrumarea tatălui, nu-i așa? Exact, exact. Dar și așa, seminarul nostru din Iași a fost în două rânduri sub conducerea căzuiților. În primele două decenii de la înființare, între 1886 și 2006, ei au fost aceia care au format primele generații de preoți indigeni. După aceea s-a ridicat preoți indigeni și ei au plecat, dar în 1930 au revenit pentru promoția aceea record care am spus mai înainte de 33 de preoți. Aici 22, 11 în străinătate. Deci am avut acest spirit al iezuiților care a rămas prin cei care au profitat de prezența lor, de formarea din partea lor. Încât disciplina aceasta seminarială își are și, aș putea spune, poate acum mai diluat, nu ca atunci. Sigur, societatea am spus că se schimbă mentalități diferite, împrejurări diferite, crize majore la care sunt supuși oamenii. Și al doilea război mondial, aș putea spune, e un conglomerat uriaș de crize provocate care își au efectul în lungă durată. Chiar acum, în zilele noastre, se resimt urmările celui de-al doilea război mondial și mai ales în lunga perioadă totalitaristă din 48 până în 89 sub regimul comunist ateu. Toate acestea au lăsat niște amprente și încă se mai văd în anumite apucături, mai ales din partea celor care au fost formați în acel regim și care după aceea au ajuns așa, în modul utilitarist, prin cine știe ce protecții, la conducere. Și situația este așa cum se vede astăzi, mulți sunt nemulțumiți de evoluția luată în așa zisii 30 de ani de democrație de la Revoluția din decembrie. Dar noi le privim toate în lumina credinței, în calitatea noastră de slujitori ai Domnului și ai poporului lui Dumnezeu. Părinte, pentru că mi-ați vorbit în proverbe, în ambele emisiuni, încerc și eu acum să aduc unul în discuție, și anume acela care zice că nu contează anii de viață, ci viața din ani. Uitându-mă la sfinția voastră, tind să cred că cei 94 de ani aproape pe care i-ați trăit au fost într-adevăr plini de viață, viață dăruită altora. Și vine un moment în care ne spunem că după noi, pe lângă ceea ce lăsăm, nu, scrieri și tot ce e, rămân vorbele pe care ceilalți care ne-au cunoscut le vor spune despre noi. Ce credeți că vor spune cei care v-au cunoscut? E, știți că se spune vorbe, dar faptele contează. Păi cu acelea rămânem cu siguranță. Așa. Noi sigur că suntem slujitori ai cuvântului. Și aici poate într-o emisiune viitoare am să relatez mai în detaliu cum l-am cunoscut pe Enescu, ce mi-a spus Enescu. Haideți, vă rog, să nu-i mai amânăm pe cei care ne urmăresc și să le spunem în câteva cuvinte cum l-ați cunoscut și ne întoarcem apoi la întrebarea pe care v-am adresat-o. Da. Am avut ocazia fericită, întrucât tatăl meu era originar din părțile Bacăului, de pe Valea Tazlăului, din localitatea numită Strugari, unde este o parte de catolici, filială a parohiei Florești, altădată numită Sârbi, în apropiere de Tescanei, Marucăi Cantacuzino, la către ceva mai înaintată, soția lui George Enescu. Parohul catolic era la Pustiana. Și întrucât eu în vacanță, ca elev de școala elementară,
mă duceam la rudele pe tatăl. Tatăl meu a fost ortodox, a devenit catolic prin căsătorie. Și bineînțeles, ca să pot satisface preceptul duminical de a asculta Sfânta Liturghie, mă duceam la bisericuța aceea la marginea satului Strugari. Și acolo l-am cunoscut pe paroh. Când am devenit seminarist și mai ales în penultima clasă de seminar, el mi-a făcut oferta de a face vacanța de vară la dânsul, la Pustiana, la vreo 10-12 km departare de Tescanii, Marucăi și al lui Ienescu. Și într-o zi, aveam și un coleg acolo, băiatul clopotarului, tot seminarist și el, și îmi spune parohul: voi ați auzit de Ienescu? Noi i-am spus, da, la muzică, istoria muzicii, aveam cunoștință ceva. Și ați vrea să-l vedeți? Da, dar se poate așa ceva? Mergeți și vă îmbrăcați, mergem. Cum l-a cunoscut preotul pe Ienescu? Preotul acesta, parohul de Pustiana, a fost bursier la Facultatea Catolică a Universității din Strasburg, 4 ani. Și acolo este un consulat român, care ține evidența tuturor studenților și a ceea ce este român, cultural, mă rog, comercial, în țara respectivă. Și avea evidența studenților și când venea din țară o personalitate cu o conferință, concert, asta, expoziții, erau anunțați. Și în felul ăsta, părintele, studentul Petru Andrei, teolog, a audiat concertele lui Ienescu la Strasburg de vreo 3 ori. Și bineînțeles, când a ajuns preot și numit acolo la Pustiana, în apropierea conacului boieresc, s-a dus și l-a vizitat pe Ienescu. Și apoi, având sub îndrumare alți tineri, nu a ezitat să îi îndrume să-l cunoască. Și Ienescu vinea la părintele, așa că erau în prietenie. Și vizita așa, și faptul că ne-a dus la Ienescu, el era ca de casă. Am ajuns acolo, era pe la ora 11 ziua, a ieșit în întâmpinare, cu Ana Maruca știa că venim, a ieșit în întâmpinare, ne-a văzut, părintele ne-a recomandat că suntem seminariști, de acum spre capătul liceului teologic. Doamna ne-a privit și zice, da, tinerilor, acum mai e, și a spus că ardeau de nerăbdare să-l cunoască pe Ienescu. Și Coana Maruca zice, acum maestru este în creație. Și ne-a trimis în parcul din spatele casei, am așteptat vreo jumătate de oră acolo, într-adevăr, de la o fereastră se auzeau trilurile de pian, sigur, creația lui. Compoziția lui. Și ne-a invitat aprodul. Când am fost în fața, în antreul conacului, ne apare Ienescu. Noi credeam că o să fie cine știe, ceara pal sau făt frumos. Ei, era un om de statură medie, cu părul așa dat pe umeri, gri, de acum spre alb, dar niște ochi albaștri spălăciți, un pic cu umărul de formare profesională a Viorei, se uită la noi și spune, măi tinerilor, mi-a spus părintele Andrei că ardeați de nerăbdare să mă vedeți. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Voi ați fi așteptat să vedeți un harap alb, un zeu, semizeu, ceva. Ei, uite ce, sunt și eu un cântăreț la vioară, la piano. Și deodată, la un moment dat, după ce și-a făcut o autocritică la care noi ne miram, și spune, dar voi aveți cea mai importantă misiune din lume. De ce? Noi ăștia, artiștii, care cu
arcușul, vioara, penelul, dar voi veți avea să lucrați cu cuvântul lui Dumnezeu, care este cea mai importantă chemare și misiune. De aceea, și ne-a văzut așa, băgați de seamă, să nu renunțați la această chemare niciodată, să țineți cu dinții de chemarea voastră. Păi, cumva prin învățăturile pe care vi le-a dat, cred că mi-ați răspuns și la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme. Cred că oamenii chiar asta vor spune despre Sfinția voastră, că v-ați ținut de cuvântul lui Dumnezeu și nu doar că v-ați ținut pentru Sfinția voastră, l-ați așezat în cărți, l-ați transmis mai departe elevilor, studenților, tuturor celor pe care i-ați întâlnit. Așa este, pentru că au venit într-adevăr evenimente majore, dificultăți mari, întreruperea, 4 ani de zile n-am putut urma cursurile, făcusem un an de teologie, mai aveam 3 ani și terminam. Eu aș fi terminat anul ăsta, aș fi făcut 70 de ani de la hirotonire, dar din cauza acestei întreruperi de 4 ani, ce am recuperat, eu ce s-a putut recupera, dar 4 ani de zile am trebuit să-mi câștig pâinea, că aveam 21 de ani în 48, muncind într-un birou ca funcționar public. Cu diploma de bacalaureat de la Negruții, atunci se putea așa. Cu această diplomă puteai ocupa orice post de funcționar public. Și așa am făcut până în 52, când s-a mai luminat un pic și am putut să mergem la Alba Iulia să completăm studiile și să fiu hirotonit acolo la 29 iunie, cum ați spus, 1953. Ei bine, toate acele faptul ăsta că l-am cunoscut pe Ionescu și nu numai pe el, am cunoscut și alte personalități, m-au întărit în convingerea că un om de valoare, un om superior, este intrinsec legat de modestie. E modest din firea lui. De ce? Știe multe lucruri, dar e conștient că sunt mai multe pe care nu le știe. Și atunci asta îl obligă să fie realist. Acest lucru mi-a intrat în minte și de aceea am spus că nu am avut veleități de măriri sau știu eu ce. Mi-am cunoscut limitele, că orice om este limitat până la urmă, chiar și geniile au și ei limitele lor. Și asta am încercat să-mi păstrez această ținută și cred că n-am greșit, pentru că faptul că te comporți corect dă de gândit și poate ceilalți în fața cărora ești și pe care îi înveți să-și însușească această calitate numai decât necesară. Părinte, îmi cer scuze că poate n-am marcat toate momentele importante din viața Sfinției voastre, dar cu siguranță acestea vor rămâne în cărți. Mi-a plăcut să duc această discuție așa cum, de fapt, Sfinția voastră ați condus-o și să ascult și să, efectiv, să mă bucur de fiecare cuvânt pe care l-ați spus. Pe finalul emisiunii vreau să vă întreb ce vreți să vă doresc. Pentru că e firesc să ne adresăm urări, nu? Da. Atunci când cunoaștem pe cineva, când ne despărțim de cineva, eu vă întreb, Părinte Anton, ce vreți să vă doresc? Doriți-mi să am un capăt, o trambulină fericită a sfârșitului de pelerinaj pământesc. Că noi suntem într-un pelerinaj și la capătul lui este trambulina aceea care ne duce în eternitate. Să avem parte de un cuvânt bun din partea Atotputernicului Dumnezeu și a dreptului județ care îl are divinitatea, anume acela, invitația aceea a servitorului credincios. Bine, servitor credincios, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Asta nu poate să fie dorință mai mare și urare mai bună decât să ajungem în patria noastră cea adevărată și fericită, fără umbre, fără suspini, fără necazuri, ci bucurie veșnică cu Tatăl Ceresc,
cu Fiul și cu Duhul Sfânt și cu toată curtea cerească și mulțimea sfinților și sfintelor lui Dumnezeu. Voi spune amin, adică așa să fie. Eu și toți cei care v-au cunoscut, voi fi cumva purtătorul de cuvânt al tuturor, ne bucurăm că am fost parte din acest pelerinaj la un moment dat alături de sfinția voastră și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut, ne-ați lăsat și ne veți mai învăța întotdeauna, cu siguranță. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Dumnezeu să fie cu noi, să ne binecuvânteze, cum am zis, îmi place foarte mult această binecuvântare. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Și Măicuța Sfântă, Regina Lunii Mai, să mijlocească de la noi această unire cu Hristos Fiul lui, Mântuitorul sufletelor noastre. Vă mulțumesc, Părinte Anton. Părintele Anton, invitatul nostru din ultimele două ediții, un om de aproape 94 de ani, ani plin de viață, îndrăznesc să spun. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Nu uitați, părul pe spate, grijile acolo unde nu trebuie. Părintele n-a vorbit în zadar. Trebuie să țineți minte ceva.